În studioul 2 al televiziunii române, copiii au exersat citirea de pe prompter. O altă lecție învățată a fost că informațiile transmise sunt însoțite și de starea de spirit a jurnaliștilor. Un ou decorat. Un ou decorat. 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 Așa. După o tehnică veche. Veche. Se vinde cu. Se vinde cu. 1500 de euro. 1500 de euro. Hai. Ana, are mere! Fii bucuros! Entuziasmat! Hai! 1, 2, 3 și... Fii bucuros! Poți să sari un pic dacă vrei. Hai! Ia zi, fii bucuros! Ana are mere! Ana are mere! Așa entuziasmat! L-ați simțit? Și mai mult! Voi v-ați bucurat? Ce vrei să ai cu Ana? Ana are mere! Cei 60 de copii veniți din satele Dâmbovițene, Runcu și Picior de Munte, alături de profesorii lor, s-au transformat pentru câteva ore în exploratori în fascinanta lumea a televiziunii. Cea mai frumoasă știre înainte de Paști este despre bucuria copiilor și despre zâmbetul lor. Dar o să întrebăm pe ei ce le-a plăcut la televiziunea română. Ia ziceți-ne nouă ce v-a plăcut. Am fost prima dată la o televiziune și mi-a plăcut totul, a fost minunat. Mie mi-a plăcut când am citit de pe pronto. Mamă și tati, eu am fost la TVR. Și am văzut ceva frumos. Ce am văzut? Ia zi-te. Păi iepuraș. Televiziunea publică alături de partenerii ei a făcut o bucurie copiilor care i-au călcat pragul chiar în Săptămâna Mare, oferindu-le cadouri, evident în numele iepurașului. Când vrem să mulțumim partenerilor că am avut ocazia ca împreună să împărțim bucurie copilașilor. Protecția vieții și a comunităților în care ne desfășurăm activitatea este una dintre prioritățile mele și ale echipei noastre. Bucuria noastră a prezentatorilor de la știrile TVR s-a întâlnit cu bucuria lor. 2, 1, 2.